să învățăm animale de la zoo. Ce animal e acesta? Tigru. Maimuță. Ce animal e acesta? Urs. Ce animal e acesta? Cerb. Ce animal e acesta? Leu. Elefant. Ce animal e acesta? Iepure. Acesta? Vulpe. Îți mulțumim pentru vizionare! Abonează-te la canalul nostru! Rezolvă labirintul!
Îți mulțumim pentru vizionare! Abonează-te la canalul nostru! Hai să învățăm animale marine! Crab. Delfin. Meduză. Caracatiță. Căluț de mare. Focă. Rechin. Calamar. Stea de mare. Pisică de mare. Broască țestoasă. Balenă. Yeah! Îți mulțumim pentru vizionare! Abonează-te la canalul nostru! Găsește culoarea obiectului! Yeah! Poți ghici culoarea trandafirului? Roșu. Poți ghici culoarea broaștei? Verde. Poți ghici culoarea raței? Galben. Poți ghici culoarea laptelui? Alb.
poți ghici culoarea elefantului. Gri! Yay! Poți ghici culoarea apei? Albastru! Poți ghici culoarea lemnului? Maro! Yeah! Poți ghici culoarea mangoului? Portocaliu! Poți ghici culoarea strugurilor? Violet! Yeah! Poți ghici culoarea lotusului? Roz! Îți mulțumim pentru vizionare! Abonează-te la canalul nostru! Scăderi simple. Șase minus doi este egal cu... 4. Yeah! 4 minus 1 este egal cu 3. Yeah! 5 minus 4 este egal cu 1. Yeah! 6 minus 1 este egal cu 5. Șapte minus cinci este egal cu doi. Șase minus trei este egal cu 3. Yeah! 2 minus 1 este egal cu 1. Yeah! 2 minus 2 este egal cu 0. Yeah! 7 minus 4 este egal cu 3. Îți mulțumim pentru vizionare! Abonează-te la canalul nostru! Yeah!
Ghicește animalul după sunetul său. Ghici ce animal e? E un leu! Ghici ce animal e? E un tigru! Ghici ce animal e? E o pisică! Ghici ce animal e? E o girafă! Ghici ce animal e? E un câine! Ghici ce animal e? E un elefant! Ghici ce animal e? E o vacă! Ghici ce animal e? E un cal! Ghici ce animal e? E o zebră! Îți mulțumim pentru vizionare! Abonează-te la canalul nostru! Hai să învățăm fructe! Măr! Ananas. Pepene verde. Portocală. Mango. Struguri.
căpșună. Cireșe. Rodie. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la canalul nostru! Haideți să învățăm cum să combinăm culorile! Bună dimineața tuturor! Astăzi vom porni într-o aventură colorată în care vom amesteca diferite culori! Avem trei culori de bază: roșu, albastru și galben. Aceste culori sunt magice pentru că putem crea toate celelalte culori prin amestecarea lor. Să învățăm cu diferite exerciții. Exercițiul 1. Amestecarea culorilor. Să începem cu roșu. Cine îmi poate spune ce se întâmplă când amestecăm roșu cu albastru? Se transformă în violet! Acum să încercăm să amestecăm albastru cu galben. Vă rog să-mi spuneți ce culoare obținem. Este verde! Să încercăm să amestecăm galben cu roșu. Spuneți-mi, vă rog, ce culoare vom obține. Portocaliu. Dacă amestecăm alb cu roșu, ce culoare vom obține? Roz. Dacă amestecăm alb și negru, ce culoare vom obține? Gri! Exercițiul 2. Alege culoarea potrivită. Ce culori trebuie să amestecăm pentru a obține verde? Galben și albastru. Excelent! Ce culori trebuie să amestecăm pentru a obține portocaliu? Galben cu roșu! Aveți dreptate! Exercițiul 3. Vopsim peretele. Să vopsim peretele în maro. Care culoare este maro? Bravo! Hai să vopsim peretele în roșu. Care culoare este roșu? Foarte bine! Sper că ați învățat ceva nou despre culori în acest videoclip. Mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la canalul nostru! Hai să învățăm despre simțul gustului. Există patru gusturi de bază: dulce, sărat, acru, amar.
Hai să învățăm despre papilele gustative și localizarea lor pe limbă. Gustul dulce. Papilele gustative pentru dulce se găsesc în vârful limbii. Iată câteva exemple pentru gustul dulce. Ciocolată. Înghețată. Bomboane. Fructe. Gustul sărat. Papilele gustative pentru sărat se găsesc de o parte și de alta a părții din fața a limbii. Exemple de alimente cu gust sărat sunt chipsuri, popcorn, cartofi prăjiți, măsline. Gustul acru. Papilele gustative pentru acru se află de o parte și de alta a limbii. Să vedem câteva exemple pentru gustul acru. Lămâie. Oțet. Iaurt. Portocală. Gustul amar. Papilele gustative pentru amar se află în partea din spate a limbii. Iată câteva exemple pentru gustul amar. Ciocolată neagră. Cafea. Medicamente. Planta de nim. Acum, hai să dăm un mic test. Ce gust are ciocolata neagră? Da, ai dreptate! Ciocolata neagră are gust amar. Ce gust are popcornul? Da, ai dreptate! Popcornul are gust sărat. Ce gust au bomboanele? Da, ai dreptate! Bomboanele au gust dulce. Ce gust are iaurtul? Da, ai dreptate! Iaurtul are gust acru. Îți mulțumim pentru vizionare! Abonează-te la canalul nostru!